Roxana, remiză 34-34 cu CSM Ploiești. Câteva cuvinte despre acest joc? Un meci, din punctul meu de vedere, foarte diferit de la repriză la repriză. Prima repriză extraordinară pentru noi. A doua repriză, cum a început, pot să zic așa, între ghilimele, dezastros. Ne-am grăbit un pic, probabil că am intrat și relaxate, văzând diferența de scor de la pauză, dar pe parcurs ne-am redresat și am reușit să obținem un punct. Putem spune că astăzi ați pierdut două puncte, nu ați câștigat un punct. Da, putem spune la ce meci am făcut că am pierdut două puncte. Ce s-a întâmplat în primele 10 minute din repriza a doua? Probabil am intrat un pic mai relaxate, nu am făcut același joc bun ca în prima repriză, n-am dat drumul la minge, nu am urmărit jucătoarea liberă, am luat un pic jocul pe cont propriu și cred că aici a fost problema. Urmează meciul cu Slobozia, e un meci decisiv în economia retrogradării? Un meci foarte greu, pe care o să-l tratăm cu foarte mare seriozitate și vom merge acolo să obținem ceva.